Procurorii moldoveni și colegii lor francezi au efectuat percheziții la mai multe imobile de lux ale oligarhului Vladimir Plahotniuc. Un om de încredere al lui Andronache a fost eliberat din arest cu ajutorul unei fețe bisericești, iar o fostă activistă face dezvăluiri despre un proiect inițiat de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care ar urmări să revină în politică. Vorbim despre toate în câteva clipe. Oamenii legii din Republica Moldova au efectuat percheziții la trei imobile din Franța care aparțin familiei oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Descinderile au avut loc în cadrul dosarului frauda bancară și s-au desfășurat cu participarea judecătorilor de instrucție și procurorilor francezi. Au fost percheziționate o vilă, un apartament și o cabană cu vedere la vârful Mont Blanc din Munții Alpi. Noi, în investigația noastră, am obținut iarăși aici, în Republica Moldova, autorizație de la judecători de instrucție să efectuăm careva acțiuni pe teritoriul francez, cum ar fi să facem percheziții, să audiem careva martori, să punem sechestru, iarăși să înghețăm bunurile care se află pe teritoriul francez. Am colaborat foarte apropiat cu procurorii și ofițerii din Franța și prin comisii rogatorii, prin cereri de asistență, deci internațională. În cadrul percheziției, colegii din Franța au depistat și au ridicat circa 92.000 de euro și 3.000 de franci în apartamentul din oraș Fosiez. Suntem deja în așteptarea ca probele administrației să fie transmise în Republica Moldova și, desigur, așteptăm o decizie cât mai rapidă luată de judecătorii din Republica Moldova. Suntem convinși că probele care am administrat noi dovedesc implicarea domnului Plahotniuc și vinovăția sa în frauda bancară și în rezultatul sentinței, instanța, dacă se va convinge de probele noastre, va dispune confiscarea acestor bunuri. Vladimir Plahotniuc a plecat din Republica Moldova în iunie 2019 după ce partidul pe care îl conducea a pierdut puterea. Acesta este vizat în mai multe dosare penale de rezonanță. Deputații Partidului de Guvernământ au avut joi o întâlnire cu Maia Sandu la președinție. După întrevedere, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că s-a discutat despre prioritățile pentru anul 2024 și reforma justiției, fără oferință detalii. Vineri, deputata PAS, Olesea Stamate, a anunțat că demisionează începând cu data de 1 februarie din funcția de președinte a Comisiei Juridice Numiri și Imunități a Parlamentului. Stamate afirmă că se va concentra, citez, pe creația legislativă, renunțând la procesele organizaționale. Anatolie Blonski, un om de încredere al lui Vladimir Andronache, care ar fi gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat democrat și figurant în dosarul frauda bancară, a fost eliberat din arest preventiv la câteva zile după ce s-a predat autorităților de la Chișinău. Trei persoane, printre care un preot, au depus garanții personale și au plătit în total 35.000 de lei pentru eliberarea lui Blonski. Omul de încredere al lui Andronache este acuzat de complicitate la spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Autoritățile estimează că în urma introducerii taxelor vamale pentru antreprenorii din regiunea transnistreană, în bugetul de stat ar putea ajunge circa 120 de milioane de lei, cu 50 de milioane de lei mai mult decât se obținea până acum din taxele de proceduri vamale. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, susține că acești bani se vor întoarce în regiunea transnistreană sub formă de burse, servicii medicale și pensii. Nu facem nicio diferențiere între cetățenii din partea dreaptă și stânga a Nistrului și interesul nostru, repet încă o dată, nu este asfixierea întreprinderilor din partea stânga a Nistrului. Vrem ca ele să funcționeze, să funcționeze normal, dar să funcționeze în conformitate cu legile Republicii Moldova în același câmp concurențial. Pe 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare noul cod vamal al Republicii Moldova, care prevede, printre altele, că toți agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, vor achita taxa vamală pe principii generale. Pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a calificat decizia drept o dovadă de slăbiciune din partea autorităților de la Chișinău. Săptămâna aceasta, Curtea Constituțională a validat mandatul de deputat al candidatului supliant de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, Ion Poia, care până acum a fost consilier raional la Ungheni. Totodată, judecătorii în alte curți au respins propunerea CEC de a valida mandatul de parlamentar al Svetlanei Popa, de pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Popa, care a fost vicepreședinta fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău, a fost recunoscută vinovată de exces de putere în dosarul planurilor urbanistice zonale. În iulie 2023, aceasta a fost suspendată din funcție pentru o perioadă de 8 luni.
Dumitru Scurtu a fost desemnat de guvern în funcția de comandant general al Inspectoratului General de Carabinieri pentru un termen de 5 ani. Scurtu deține din 2021 funcția de comandant adjunct al Inspectoratului, iar din 2022 a asigurat și interimatul funcției de comandant general. Detalii despre averea șefului Inspectoratului General de Carabinieri aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Compania aeriană germană Lufthansa revine în Republica Moldova. Începând cu 29 aprilie, aceasta va opera 4 zboruri, iar din 23 mai, 5 zboruri săptămânale spre Frankfurt. După preluarea Austrian Airlines, Lufthansa a devenit unul dintre cele mai mari grupuri de companii aeriene din Europa. Consilierii municipali de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate îl acuză pe edilul capitalei Ion Ceban că ar fi luat 7 împrumuturi de peste 1,3 miliarde de lei. Iar pentru că banii ar fi fost luați la rate extrem de înalte, primăria municipiului Chișinău ar urma să întoarcă instituțiilor financiare 3 miliarde de lei. Aceste împrumuturi, din păcate, nu s-au făcut pentru construcții de infrastructură, poduri, drumuri sau hub-uri economice. După cum vedeți, în 4 ani în Chișinău nu s-a construit nicio stradă nouă, cum ar fi exemplu Mesager, Industrială sau nu s-a prelungit Mircea cel Bătrân. Toate stau în forma în care erau în 2019. Reprezentanții primăriei au declarat că nu vor comenta, citez, acțiunile zilnice cu tente electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate, menționând că declarațiile, citez din nou, sunt vădit politice, conțin atacuri la persoană și furnizează informații denaturate. Termenul de prestare a serviciilor pentru determinarea apartenenței la cetățenia Republicii Moldova ar putea fi extins de la 20 de zile lucrătoare până la 6 luni, iar termenul pentru recunoașterea persoanelor drept cetățenii Republicii Moldova, de asemenea, până la 6 luni. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Agenția Servicii Publice. Autorii documentului susțin că reglementările actuale nu oferă suficient timp pentru a stabili dacă cei care vor să fie recunoscuți drept cetățeni ai Republicii Moldova nu prezintă pericol pentru securitatea națională și ordinea publică. Se împlinesc aproape 700 de zile de când Rusia a invadat Ucraina. Săptămâna aceasta, forțele ruse au lansat atacuri masive cu rachete asupra orașelor Kharkiv și Odessa, în urma cărora cel puțin 20 de persoane au fost rănite. Între timp, autoritățile din Germania anunță că au oferit Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, care include muniție pentru tancuri Leopard 1, transportoare blindate și echipamente pentru eliminarea munițiilor explozive. Potrivit unui raport al Institutului American pentru Studiul Războiului, în ultimele zile, forțele ruse au făcut progrese confirmate în apropiere de orașele Kremina și Bahmut. Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, s-a aflat săptămâna aceasta într-o vizită în Republica Moldova. Vineri, înaltul comisar a vizitat și redacția noastră, Ziarul de Gardă, fiind singura instituție media din Republica Moldova, căreia înaltul comisar i-a oferit un interviu. Abonații canalului nostru de YouTube vor putea vedea interviul în zilele următoare. Ne dăte 1000 de lei. Pentru? Pentru pomoșul spinitului. Domnul Veceaslav Platon, stați în spatele inițiativei? Nu știu, eu nu știu. Întrebați șefii pe mine. El finanțează acest proiect? Nu știu. Primiți careva bani? Nu știu. Сколько пенсионеров уже к вам обратились? А вас это как интересует? Ну как, мы хотим понять, как это происходит, как вы помогаете им. Ну как, помогаем, девушка. Будем всем по телефону рассказывать об этом. В дальнейшем планируется открытие политического проекта, политической партии. Они говорят, скумпарать им партид. Не скумпарать, а возглавить. Две разные вещи. Я не покупаю партии. Proiectul indexarea pensiilor inițiată de Veaceslav Platon ar avea scopul de a pune bazele unui partid politic pe care controversatul om de afaceri, fugar în Londra și judecat în mai multe dosare în Republica Moldova, ar urma să-l conducă sau să-l coordoneze de la distanță. Datele colectate de la pensionare care au încheiat contracte cu avocații lui Veaceslav Platon pentru a depune cereri în judecată și a solicita indexarea de plin a pensiilor ar urma să fie utilizate pentru lansarea unui partid. Susține o fostă activistă în cadrul acestui proiect. Cum sunt ademinite persoanele în etate cu promisiunea că le vor fi majorate pensiile și ce spune Veaceslav Platon despre acest proiect, aflați dintr-o anchetă publicată pe canalul nostru de YouTube. Numai bine!